În lateralul coridorului de respirație, fiecare om are aceste camere care, în mod normal, ar trebui să fie goale. Ele se numesc sinusuri și sunt în număr de patru perechi. Adică avem câte patru sinusuri pe fiecare parte a nasului. Două frontale aici, două etmoidale între ochi, sub ochi deasupra arcadei dentare superioare avem sinusurile maxilare, iar dacă e să privim capul ca o sferă, undeva în jumătatea ei, adică în spatele nasului, avem sinusurile sfenoidale. Fiecare din cele 8 sinusuri despre care am discutat are un orificiu prin care se ventilează. Când ventilația nasului este deficitară și la nivelul sinusurilor se cantonează fie secreții, fie formațiuni, fie polipi, Câteodată este cazul, pe lângă tratamentul medicamentos, sau atunci când tratamentul medicamentos nu este eficient, să luăm în calcul o procedură chirurgicală care se face endoscopic, se face prin interiorul nasului și presupune lărgirea orificiului de ventilație al sinusului respectiv și scoaterea produsului patologic pe care îl întâlnim acolo.